Bine v-am regăsit la Probleme rezolvate. Problema de azi ne ajută să înțelegem mai bine noțiunea de convergență. De fapt, primul curs aplicativ de optică va discuta noțiunea de convergență. Așa că problema de azi vă pregătește pentru acest curs pe care îl voi publica probabil săptămâna viitoare. Să vedem enunțul problemei. Am dedus în cursul teoretic cu titlul Lentile subțiri formulele lentilelor. Să scriem prima relație a lentilei noastre pentru cazul în care ea și obiectul se găsesc în aer. Avem 1 supra x2 minus 1 supra x1 este egal cu 1 supra f aer, unde x2 este distanța de la lentilă la imagine, o cunoaștem, problema ne spune cât este, vedeți acolo datele problemei, x1 este distanța de la lentilă la obiect, nu cunoaștem această distanță, iar f mic indice aer este distanța focală a lentilei în aer, pentru că distanța focală a unei lentile nu depinde doar de lentilă, ci și de mediul în care se găsește. De fapt, despre asta va fi vorba în problema de azi. Și acum să scriem aceeași relație, pentru aceeași lentilă, dar pentru cazul în care lentila și obiectul se găsesc în apă. Acolo voi avea 1 pe x2 prim, minus 1 supra x1, este egal cu 1 supra f indice apă. Unde x2' este distanța de la lentilă la imagine, x1 este distanța de la lentilă la obiect și f mic indice apă este distanța focală a lentilei noastre în apă. Și acum, ca să putem să scăpăm de x1 pe care nu-l cunoaștem, trebuie să folosim datele problemei. Și problema ne spune că atunci când este în apă, lentila noastră produce o imagine virtuală la aceeași distanță ca imaginea reală pe care o producea în aer. Dar, vă rog să priviți aceste două desene. Când imaginea este reală, ea se formează la dreapta lentilei, ceea ce înseamnă că x2 este pozitiv. Distanțele măsurate de la vârf spre dreapta sunt pozitive. Iar când imaginea este virtuală, al doilea desen, atunci ea se formează la stânga lentilei, ceea ce înseamnă că x2 este negativ de data asta. Și asta, dacă ținem seama de faptul că avem de fiecare dată 80 de centimetri, înseamnă că putem scrie că x2' este minus x2. Adică x2' este minus 80 de centimetri, pentru că x2 a fost 80 de centimetri. Și atunci a doua relație devine minus 1 supra x2 minus 1 supra x1 este egal cu 1 supra f apă. Deci am prima relație și a doua relație care formează un sistem și ca să scap de x1 scad cele două ecuații. Și atunci voi avea 1 pe x2 minus minus 1 pe x2 va fi de 2 ori 1 pe x2, adică 2 supra x2. 1 pe x1 se reduce, este egal cu 1 pe f mic aer minus 1 supra f mic apă.
dar unul supradistanța focală este convergența. Iar formula pentru convergență este, în general, n minus 1 pe lângă 1 supra R1 minus 1 supra R2. Am ajuns deci la această ecuație, 2 supra x2 egal cu convergența în aer minus convergența în apă, și cunoaștem formula convergenței, este n minus 1 pe lângă 1 pe R1 minus 1 pe R2. Și acum, atenție, aici e cheia rezolvării aproape tuturor punctelor problemei noastre. Acest n este, de fapt, indicele de refracție relativ, adică este raportul dintre indicele de refracție al materialului din care este confecționată lentila, n indice L, și indicele de refracție al mediului în care se găsește lentila, adică n indice m. Deci n, din formula convergenței, este un indice de refracție relativ. A doua observație. Lentila noastră este, așa cum vedeți în desen, o lentilă plan convexă. Asta înseamnă că una dintre fețe este plană. Și asta înseamnă că R2 este infinit. Și termenul 1 pe R2 este atunci 0. Și atunci raza R1 devine R, raza de curbură a feței sferice a lentilei noastre. Și în final avem pentru convergență formula n lentilă supra n mediu minus 1 înmulțit cu 1 supra R. Și putem să înlocuim acum cele două convergențe care apar în ecuația noastră, 2 supra x2 va fi egal cu convergența în aer. Va fi, îl dau factor comun pe 1 pe R, pentru că 1 pe R apare în ambele convergențe, raza suprafeței sferice a lentilei nu se schimbă prin faptul că turnăm apă peste ea. Și atunci am 1 supra R pe lângă. Aici voi avea pentru aer n sticlă supra n aer minus 1 odată și apoi minus n sticlă supra n apă și plus 1. Și minus 1 cu plus 1 se reduc și ne rămân în paranteză indicii de refracție n sticlă pe n aer. N aer este practic 1. Deci am n sticlă minus n sticlă supra n apă. Și asta înseamnă, dacă prevedeți datele problemei, 3 pe 2 este indicele de refracție al sticlei, minus, aici am 3 pe 2 înmulțit cu indicele de refracție al apei, este, așa cum vedeți, 4 pe 3, și atunci înmulțit cu 3 pe 4. Ca să calculez acest raport. Este 9 supra 8. Și am 3 pe 2 minus 9 supra 8. Dacă aduc la același numitor, am 12 minus 9, 3 supra 8. Și obțin atunci că 2 supra x2 este egal cu 1 supra R înmulțit cu 3 pe 8, adică 3 supra 8 R, echivalent cu 16 R este egal cu 3 x2, și aici rezultă că R, asta vrem să calculăm, raza de curbură a feței sferice a lentilei, R este 3x2 supra 16. Și pentru că x2 este 80 de centimetri, 80 se simplifică cu 16, 80 pe 16 este 5, 3 ori 5 este 15, deci rezultatul este că raza este 15 centimetri. Și am răspuns la prima întrebare a problemei.
Acum, dacă știm raza de curbură a suprafeței sferice a lentilei noastre, putem să calculăm convergența ei în aer, respectiv în apă. Adică putem răspunde la întrebările B și C, iar calculul convergenței îl putem face cu această formulă. Convergența în aer va fi la numărător N lentilă, adică N sticlă, supra N aer. Dar N aer este practic 1, așa că rămâne doar N sticlă, adică 3 pe 2 minus 1, supra R. Ei, aici, atenție, atunci când calculăm convergențe, nu mai putem lucra în centimetri, pentru că unitatea de măsură pentru convergență este dioptria și dioptrie înseamnă 1 pe metru. Așa că nu voi scrie 15 centimetri, voi scrie 0,15 metri. 3 pe 2 minus 1 este 1 pe 2, așa că voi avea 1 supra de 2 ori 0,15 metri, care înseamnă 1 pe 0,3 sau 10 pe 3. Deci convergența în aer este 10 supra 3 metru la minus 1 sau dioptrie. Acum să vedem convergența în apă. Convergența în apă va fi, la numărător, am N sticlă supra N apă. Am făcut acest calcul, am calculat raportul celor doi indici de refracție și mi-a dat 9 supra 8. Și atunci am 9 supra 8 minus 1 supra 0,15 metri, adică am 1 supra 8 înmulțit cu 0,15 metri, adică voi avea convergența în apă egală cu 1 supra 1,2, 10 pe 12, dacă simplific cu 2, 5 supra 6 dioptrii sau metru la minus 1. Vă rog să observați că în aer convergența este mult mai mare decât în apă. Și asta pentru că indicele de refracție al aerului este practic 1, este mult mai mic decât indicele de refracție al apei, care este 4 pe 3. Și cu cât raportul dintre cei doi indici de refracție pe care îi vedeți, adică indicele de refracție al materialului din care e confecționată lentila și indicele de refracție al mediului în care se găsește lentila, cu cât acest raport este mai mare, cu atât va fi mai mare și convergența. De fapt, putem calcula de câte ori e mai mare convergența în aer decât în apă, făcând raportul lor. Convergența în aer supra convergența în apă este 10 supra 3 înmulțit cu 6 supra 5. 3 cu 6 se simplifică, 5 cu 10 și rămâne 2 ori 2, 4. Deci raportul celor două convergențe este 4. Convergența lentilei când turnăm apă peste ea scade de 4 ori. Dar convergența este 1 supra F. Este inversul distanței focale. Ceea ce înseamnă că atunci când turnăm apă peste lentilă și corpul a cărui imagine o formează lentila, mărim distanța focală. Și din această cauză, dacă vă uitați la aceste două desene, din această cauză, în apă, imaginea devine virtuală. Pentru că, dacă vă uitați la primul desen, în aer, corpul nostru era dincolo de focar, dar pentru că a crescut distanța focală, când turnăm apă, corpul nostru se trezește între focar și lentilă. Și în acest caz, imaginea devine virtuală. Și acum ultimele două întrebări. D. În loc de apă se toarnă în vas un lichid cu indicele de refracție 3 pe 2, adică egal cu cel al sticlei din care este confecționată lentila.
Ce convergență are lentila în acest lichid? Convergența în acest lichid va fi. Acum, cei doi indici de refracție au aceeași valoare. Asta înseamnă că raportul lor este 1. Și la numărător voi avea 1 minus 1 supra R. Adică, în acest caz, convergența este 0. Deci dacă lentila se găsește într-un mediu care are același indice de refracție cu cel al materialului din care e confecționată lentila, al sticlei, ea nu mai este lentilă. Ea nu mai poate forma nici imagini reale, nici imagini virtuale, pentru că nu are convergență. De fapt, în acest caz, lentila ar deveni invizibilă în mediul respectiv. Și acum ultima întrebare. E. În loc de apă se toarnă în vasul lichid cu indicele de refracție 2. Deci, acum, indicele de refracție al mediului este 2. Al mediului în care se găsește lentila, observați că este mai mare decât indicele de refracție al sticlei, care este 3 pe 2, adică 1,5. Ce convergență are lentila în acest lichid? Să calculăm. Să-i spunem C' va fi 3 pe 2 împărțit la 2, adică înmulțit cu 1 supra 2, minus 1, totul supra R. Deci C' va fi, aici am 3 pe 4, 3 pe 4 minus 1 este minus 1 pe 4, deci am minus 1 supra 4R. Deci C' va fi minus 1 supra 4 ori 0,15 metri, adică C' va fi minus 1 supra 0,6, 10 pe 6, 5 pe 3, minus 5 pe 3 dioptrii sau metru la minus 1. Partea interesantă la acest rezultat este semnul. Minus înseamnă că lentila este acum divergentă. Deci o lentilă care a fost convergentă în aer devine lentilă divergentă dacă mediul din jurul ei capătă un indice de refracție mai mare decât materialul din care este confecționată lentila. Lentila noastră nu mai poate da imagini reale în lichidul respectiv, pentru că este o lentilă divergentă. Rezultatele pe care le-am obținut la această problemă impun o discuție, iar această discuție generală legată de convergență va face în curând subiectul primului curs de optică aplicată, pe care sper că îl veți putea vedea săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!